La ora actuală, comuna Vârful Câmpului din județul Botoșani are aproximativ 7.000 de locuitori în acte și 4.000 în realitate. Cifra exactă nici primarul comunei nu o știe, în schimb știe foarte bine cum s-a întâmplat minunea de a ajunge la o comună cu 7.000 de locuitori în acte și cum toată lumea a avut de câștigat. Ucrainenii au ajuns în Uniunea Europeană, unii cetățeni din comună au încasat câteva mii de euro, iar primăria Vârful Câmpului a primit mai mulți bani de la bugetul de stat. În comuna Vârful Câmpului sunt persoane care încasează banii de la cetățenii ucrainieni ca să-i ajute să-și facă acte în România și să poată pleca în Uniunea Europeană, dar spune că nimeni nu le interzice acest lucru. Eu sunt 2-3, dar fiind europeni, da, și pro-europeni mai exact, și eu ca primar, n-am putut să îngrădesc acest drept, mai ales că ei vineau cu acte în regulă, dar cei mai mulți dintre ei mergeau direct cu deținătorul casei, da? La sistemul de evidență a populației, la serviciul de evidență a populației Bucecea, și acolo își făceau mutația direct, fără să treacă. Eu nici nu știam exact cât, cum, nu trecea nimeni, foarte puțin. Deci foarte puține avem număr. În schimb, au fost oameni care se ocupă cu astfel de, da? Până un alta, neoficial știu foarte mulți. Și vreau să spun că sunt mândrită din acest punct de vedere, pentru că acei oameni care au luat câte 100, 200, 300, 800, au luat în spațiu, vreau să spun că oamenii acești binefăcători cu ghilimele de rigoare ne-au adus mari de servicii nouă ca primărie. De ce? Pentru că oamenii aceia s-au eschivat de la plata taxei de gunoi la alte taxe și impozite. De ce nu au făcut nimic autoritățile locale? Pentru că au fost avantajate la împărțirea bugetului. Comuna Vârful Câmpului a primit bani pentru 7.000 de locuitori și nu pentru 4.000 nouă cât sunt în realitate, o recunoaște chiar primarul.